Bună seara și bun găsit la emisiunea Legi și Afaceri. Sunt Raluca Găină și în această seară vom discuta un subiect foarte interesant. Seara de urgență, de fapt toată această perioadă, a obligat multe afaceri să-și suspende activitatea, ba chiar să o încheie, însă o parte dintre ele au decis că nu pot pune punct și au gândit strategii prin intermediul cărora să continue să rămână pe piață măcar o perioadă. Cum stau lucrurile acum în România? Cum putem trece mai ușor peste această criză? Ce ar trebui să facă un antreprenor în această perioadă pentru a rămâne pe piață sau pentru a avea o afacere solidă pe termen lung? Sunt doar câteva dintre întrebările la care vă vom răspunde în această seară. Alături de mine este prin aplicația Zoom Laurent Soares Sas, antreprenor și fondatorul cele mai mari platforme de educație pentru antreprenori din România, cu peste jumătate de milion de urmăritori pe social media. Bună seara și mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună seara, Luca, și mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Aș dori, am vorbit foarte pe scurt despre tine și despre activitatea ta. Aș dori să te rog dacă poți să-mi spui mai pe larg câteva despre ceea ce faci tu și activitatea pe care o ai în această perioadă și în perioada de dinainte. Activitatea mea principală este cel de antreprenor, cel de a conduce afacerea pe care am fondat-o, cum spuneam mai devreme, o platformă online de educație pentru antreprenori, pentru intraprenori. Deci, practic, avem cursuri pe zona de vânzări, marketing, HR, mentalitate, dezvoltare personală, dezvoltare financiară. Deci, punem la dispoziția oamenilor aceste cursuri. Munca mea principală este să conduc o echipă de oameni care este în România, eu trăind în acest moment în Portugalia, și să oferim clienților cele mai bune cursuri posibile printr-un abonament accesibil pentru cât mai mulți. Visul nostru cu acest lucru și practic asta este ceea ce facem noi, ceea ce fac eu, visul nostru este să creștem nivelul de educație în România, pentru că conform statisticilor la nivel european, România este pe ultimul loc în Europa la lifelong learning, adică la învățarea de după studiile formale. Suntem practic un procent de 0,9% din populația activă care sunt implicați într-un proces de învățare de după facultate, masterat, doctorat și așa mai departe. Media europeană fiind 11%, visul nostru este să creștem acest procent și să ajutăm cât mai mulți oameni să se educe, să învețe, să aibă acces la informații care să-i ajute în carieră și în afaceri. Asta este activitatea principală. Pe lângă aceasta, sunt invitat să țin conferințe în diferite țări pe teme de antreprenoriat, deci dedicat celor care au afacere. Și, nu în ultimul rând, sunt tată și soț. Cam asta este pe scurt activitatea mea. Foarte frumos. Am spus că în această seară vom dezbate foarte multe subiecte. Sper să avem timp să le abordăm pe toate. Aș dori să încep printr-o întrebare. Cum stau lucrurile acum în România? Cum le vezi? Avem o economie destul de puternică ca să putem trece peste această criză? Raluca, ca să răspundem la întrebarea asta, cum stă România, trebuie să prima dată să răspundem din punctul cui de vedere, pentru că tot felul de informații care apar în acest moment și în presă și vehiculate prin social media și între oameni. Oamenii vorbesc despre ce se întâmplă în acest moment în România și în funcție de pe cine ascultăm, putem să vedem lucrurile complet diferit. Este o analogie foarte faină care mi-mi place despre un elefant care, dacă este pus într-o încăpere întunecată, în funcție de unde pui mâna pe elefant, presupui că e altfel de animal. Dacă pui mâna pe coadă, o să spui că este un șarpe. Dacă pui mâna pe diferite locuri, o să crezi că e un trunchi de copac și așa mai departe. Cam așa stau lucrurile și cu economia din România și cu cum stau lucrurile. Că dacă ne uităm la politicieni, având în vedere că urmează alegerile, o să spunem că economia duduie și că lucrurile merg bine și avem de unde să creștem și pensiile și nu spun că nu-i bine să le crească. Deci lucrurile merg bine. Dacă ne uităm în sectoarele grav afectate de pandemie, Horeca, turism și așa mai departe, o să spunem că este catastrofă. Dacă ne uităm la companiile care sunt în zona de online, cum este și compania noastră, o să spunem, e o perioadă extraordinară în care suntem în creștere. Deci chestia asta, cum stau lucrurile, depinde foarte mult din punctul de vedere din care privim lucrurile. Acum, în general, ca și economie, dacă suntem suficient de puternici să trecem peste pandemia aceasta și criza economică care urmează, răspunsul este da, adică am mai avut crize de când există lumea, ciclicitatea crizelor și a creșterilor există, deci economia României o să rezistă, o să trecem peste. Întrebarea cu ce costuri și cu ce urmări și cu ce cicatrici o să ieșim din această criză și e suficient să ne uităm la câți bani se împrumută în acest moment în România ca să poți să susțină prin tot felul de
ajutoare care sunt mai mult sau mai puțin eficiente mediul privat. Și în concluzie, eu aș spune că nu stau lucrurile foarte, foarte strălucitor. Înainte, când mi-ai spus să vorbim despre subiectul acesta, am început să mă uit un pic la cifrele din economie, ca să nu spună oamenii că îmi dau eu cu părerea, pentru că atunci este doar încă o părere. O să dau niște cifre din România. Scăderea PIB-ului în trimestrul 2 din 2020 a fost față de 2019, deci raportat la anul trecut, a fost de 10,5%. Raportat la primul trimestru este de 12,3%. Avem în jur de 1,2 milioane de români care s-au întors din diasporă, care a adus și un lucru pozitiv, sau aș zice fals pozitiv, dar aduce și lucruri negative. Fals pozitivul este că în perioada pandemiei, întoarcerea acestor români nu a făcut nimic altceva decât să crească consumul din România. Economia din România, fiind foarte mult pe zona de consum, ne-a crescut, adică scăderea economică n-a fost atât de mare cât s-a previzionat. Pentru că nimeni nu s-a gândit că o să vină 1 milion de români acasă să cheltuie bani. Deci asta este partea pozitivă, dar spuneam că este fals pozitivă pentru că e artificială. Ea nu există, ea nu e ceva consistent care va rămâne în economie. Dar ceea ce este negativ este că oamenii aceștia, unii dintre ei, nu mai au la ce să se întoarcă în străinătate pentru că au rămas fără loc de muncă, hotelul la care lucrau nu mai există sau este închis, bătrânica pentru care lucrau, Doamne ferește, a murit deja. Deci lucruri de genul acesta se întâmplă și se întâmplă din păcate la un număr mare de persoane și o să vedem un șomaj ridicat din acest punct de vedere în perioada următoare. După aceea, hotelurile, acum 2 săptămâni, hotelurile au declarat că dacă nu se schimbă lucrurile rapid, nu rezistă mai mult de o lună. 50% din hoteluri au spus că nu rezistă mai mult de o lună. Avem 9% dintre toate firmele din România, toate firmele există în România, care există în România, au cerut bani de la IMM Invest. Adică au recunoscut oarecum în mod oficial, trecem prin dificultăți, avem nevoie de bani. Din care, practic, doar 1,6% din firme au primit banii respectivi. Vorbim de 66.000 de firme care au cerut, aproximativ 12.000 care au primit. Avem mai puțin, între ianuarie și iunie 2020, avem o scădere în matriculare de firme cu 37%. Am avut în perioada pandemiei 1,1 milioane de români în șomaj tehnic. Practic, Raluca, pe scurt, scăderea României și scăderea economică din România nu a fost atât de mare în trimestrul 2 cum s-a prevăzut în trimestrul 1, dar are legătură cu injecția foarte mare de bani care exista din partea guvernului, care, din păcate, o să dispară. Știm, am văzut și șomajul, șomajul tehnic cum dispare și celelalte ajutoare care dispar și atunci firmele nu mai au niciun fel de ajutor pe care să se sprijine. Ei sperau că după deschiderea sau după ieșirea din carantină lucrurile vor reveni la normal. Ei nu au revenit la normal pentru că oamenii sunt speriați, oamenii nu mai cheltuie atât de mult pentru că sunt speriați de toată situația asta. Și atunci o să vedem în perioada următoare, din punctul meu de vedere, și aici este doar o părere personală bazată pe ce am analizat până în acest moment, o să vedem mai multe falimente și o să vedem mai mult șomaj în perioada următoare în România, din păcate. Că mai a dus vorba despre sectoarele afectate de criza COVID-19, Horeca, turism, sectorul aerian și așa mai departe. Ce soluții ar fi pentru ei? Ei abia acum încep ușor-ușor să-și mai revină de când s-au redeschis restaurantele, au reluat zborurile și așa mai departe. Da, Raluca, eu fac o metaforă între a conduce o afacere și a conduce o mașină și întrebarea pe care ne-o punem, ce faci în momentul în care intri cu mașina într-o curbă cu viteză prea mare? Și primul lucru pe care trebuie să-l faci este să frânezi ca să te asiguri că nu ești în decor, da? Ce este primul lucru? Frânezi, după care reajustezi volanul mașinii în așa fel încât să poți să mergi pe curbă și să, din nou, să nu ieși în decor. După care începi să accelerezi la ieșire din curbă, pentru că știi foarte bine, când mașina alunecă, de exemplu, într-o curbă, cel mai rău lucru pe care poți să faci este să frânezi în continuare, ce te ajută să ieși din curbă este să accelerezi. Exact aceste trei lucruri ar trebui să se vadă și la companii și nu doar la companiile grav afectate, ci în general la majoritatea companiilor care au fost mai puțin sau mai mult afectate. Frânarea ce înseamnă? Înseamnă reducere de costuri. Deci să nu sper că antreprenorii deja și-au dat seama de acest lucru. Economia și nivelul de cheltuieli al oamenilor nu o să revină la nivelul la care a fost în ianuarie sau în februarie 2019 instant. De ce? Pentru că există frică, cum spuneam. Frica duce la acest blocaj de bani.
diferit față de criza din 2008, când a fost o criză financiară, acum este o criză economică. Da? Deci nu e o problemă de bani. Banii există, problema e că banii nu mai circulă și atunci devine o problemă economică. Deci asta ar fi primul lucru. Scăderi. Companiile din turism, companiile din Horeca trebuie să-și reajusteze costurile la nivelul venitorilor pe care o să le aibă în perioada următoare. Și când spun la nivelul venitorilor, în multe cazuri este vorba la 10%, 20% din veniturile pe care le aveau. Acum, e greu să faci acest lucru, este greu să reduci echipa de la 10 oameni la 2, la 3, sigur că da, dar dacă nu faci aceste lucruri, o să ieși în decor, metaforic vorbind, în cazul nostru firmă, o să intri în faliment. A doilea lucru este reajustarea volanului. Ce înseamnă asta din punct de vedere al business-ului? Înseamnă să studiez care sunt trendurile care funcționează în acest moment. Trebuie să înțelegem comportamentul clienților și cum s-a schimbat comportamentul clienților. Dau un exemplu. Dacă în perioada pandemiei oamenii au fost obligați să stea acasă o lună, două luni, cât au fost nevoie să stăm acasă, închiși în casă unii dintre noi, chiar închiși în casă la am și două, trei luni de zile din casă, în perioada respectivă, unul dintre trendurile care s-a accentuat este că oamenii care stăteau la bloc au început să viseze la casă cu grădină. Pentru că, vai ce fain era dacă puteam să am o grădină și poate și o mică piscină, că chiar a fost vreme bună în perioada respectivă, ce bine era dacă aveam. În perioada de imediat după pandemie și chiar în timpul pandemiei, căutările pe site-urile de imobiliare au crescut cu peste 20%. Ei, dacă eu lucrez în construcții sau în imobiliare, ăsta este un trend pe care trebuie să-l înțeleg, trebuie să studiez dacă este un trend temporar sau ăsta este trendul de viitor. Oamenii o să migreze un pic dinspre centrele mari, orașele mari, spre periferie, spre case, atunci vreau să mă orientez și să încep să îmi găsesc clienți în zona respectivă. Deci ăsta e ca și un exemplu. Asta este al doilea pas, practic, să înțelegem schimbările comportamentale care există la clienți și să adaptăm business-ul la schimbările respective. Da? La Horeca, nu știu, de la meniuri digitale până la tot procesul de cumpărare, mâncare și plecare, plată, să fie contactless, mă rog, partea de mâncare să nu fie contactless, că trebuie să intre mâncarea în gură, dar mă refer la contactul cu chelnerul, contactul cu suprafețele, să fie cât se poate de contactless. Da, deci sunt niște trenduri pe care trebuie să le înțelegem și e foarte important să adaptăm business-urile. Din păcate, au fost foarte mulți antreprenori care au spus așa, așteptăm să treacă carantina și după aceea revenim la normal. Deși experții, specialiștii, medicii au spus, trebuie să ne obișnuim să trăim cu acest virus. Ei, acest lucru înseamnă reajustarea volanului. Și pasul numărul 3 ar fi accelerarea, care din punctul meu de vedere în afaceri înseamnă după ce am redus masiv cheltuielile, în așa fel încât să adaptez cheltuielile mele la veniturile pe care le am, după ce am identificat care sunt trendurile și care o să fie direcția în care pot să merg cu afacerea mea, apăs pe accelerație ca să cresc veniturile mele cât mai repede. De ce fac acest lucru? Pentru că majoritatea concurenților mei sunt speriați și nu fac nimic. Și atunci eu pot să accelerez și să ies mai repede din această situație. Cam astea sunt trei lucruri care aș recomanda antreprenorilor. Evident, acum am folosit metafore. Fiecare dintre noi care conducem afaceri trebuie să ne punem întrebarea ce înseamnă asta pentru mine, ce înseamnă reducerea cheltuielilor la cât, ce înseamnă identificarea trendurilor în domeniul meu. Uitați-vă, vă dau un exemplu concret din situația noastră. Noi, în urmă cu 2 ani de zile, ne-am uitat la industria aceasta de educație, de cursuri, de evenimente și am spus, care este trendul? Păi trendul este online. Păi hai să mutăm totul online. Noi eram firma care făceam cele mai multe evenimente de business din țară. Făceam în jur de 5-6 evenimente pe săptămână. Aveam într-un an de zile în jur de 30-40 de mii de oameni care veneau doar la cursurile mele, personal. Și ne-am pus întrebarea, dacă trendul este online, păi hai să ducem business-ul nostru în direcția respectivă. Hai să reajustăm volanul. Și în urmă cu un an și jumătate am mutat toate cursurile mele și toate conferințele pe care le țineam în offline, unde veneau 10 de mii de oameni, în online. Ghiciți ce se întâmplă după un an de zile. Vine COVID-ul, nu mai pot să fac evenimente, toți concurenții noștri care făceau evenimente nu mai pot să facă evenimente și se uită la noi pentru că încep să vină clienții la noi pentru că noi facem asta de un an de zi și spun, păi ce norocos este Laurent și compania lui. Păi nu este noroc, este vorba despre urmărirea trendului, este vorba despre ajustarea direcției business-ului meu pe trendul respectiv și este vorba despre accelerare. Și asta este ceea ce trebuie să facem în business-urile noastre. Cel puțin asta fac antreprenorii care chiar îs pe bune antreprenori, nu obișnițarii, nu cei care conduc business-ul după cum bate vântul, ci cei care chiar într-adevăr sunt buni în ceea ce fac. Dar cu firmele mici ce facem? Sau cele care au, de exemplu, un an de activitate, abia se lansaseră când a venit această
acest virus peste noi? Ele pot pune în practică același lucru pe care le-ai spus? Sunt mici diferențe. Eu văd următorul avantaj, Raluca. Dacă ești o firmă mică și ești la început și ai fost, să zicem, lovit de această criză, gândește-te că concurenții tăi mari care sunt pe piață de ani de zile și care au costuri de 10 ori mai mari decât ai tu, în acest moment au fost lovit și mai puternic. Aproape am putea să spunem că această criză a COVID-ului nu a făcut nimic altceva decât să anuleze avantajul competitiv pe care le aveau ei față de tine, pentru că aveau ani de experiență. L-au redus la zero, adică exact cât puteai tu să deschizi, atât puteau să deschidă și ei. Și asta înseamnă că pentru tine este un avantaj. Poți să intri în piață într-un context, într-o perioadă în care majoritatea concurenților tăi puternici, mari, cu experiență pe piață, sunt le răduși la pământ. Păi e ca și cum ai intra în ring cu campionul mondial după ce a fost lovit în față de către cineva foarte puternic și la pământ. Și tu intri în ring. Păi ai un pic de șansă să prinzi un pic de avânt. Nu spun că nu se va ridica acel campion și te va lovi din nou puternic, dar ai o șansă, ai oportunitate să câștigi experiență, să intri, să iei un pic din piața care a rămas de la firmele care falimentează. Deci este o perioadă bună pentru IMM-uri. Problema mea, Raluca, și care este? Că majoritatea proprietarilor IMM, problema nu este că ești mic, problema este că tu în continuare gândești mic. Problema este că tu ai mentalitate mică. Problema nu este că firma e mică. Gândiți-vă și la analogia între lupta și între David și Goliat, o luptă care se folosește foarte mult ca și analogie și în business. Firmele mici, David, au acest avantaj de a fi mai agil, mai rapid, se mișcă mai repede decât mamuții. Gândiți-vă la multinaționale și la firmele mari, cât de mult le ia procesul de reducere de costuri. Ce înseamnă acolo concedieri masive de zeci de oameni sau procentual, zeci de procente de persoane? Ce înseamnă negociere cu ei? Ce înseamnă luni de zile de salarii plătite după ce au plecat? Și așa mai departe. Firmele mici reușesc să se miște mai repede. Deci există avantaje și pentru aceste companii mici. Ce este cel mai important de luat de către ei din acest interviu este dacă vrei să ai vreo șansă să nu doar să supraviețuiești în această perioadă, dar să și prosperi în această perioadă, atunci nu mai poți să gândești ca o firmă mică. Trebuie să începi să gândești ca un gigant, ca un puternic și să lupți pentru locul tău în piață. Așa cum spuneai puțin mai devreme, sunt tot felul de programe de sprijin din partea statului pentru IMM-uri, dar câte din ele crezi că vor reuși să reziste pe piață până când vor ajunge banii la ele? Cu toții știm că sunt niște proceduri destul de anevoiase și banii ajung târziu. Poate. Da, uite-te un pic la IMM Invest, care este oarecum vedeta ajutorului din partea guvernului pentru IMM-uri, pentru firme și... Din păcate, citind pe forumuri, pe grupuri de Facebook, în diferite contexte, auzind de la clienții mei, majoritatea antreprenorilor se plâng că, de fapt, ăsta nu este un ajutor, ăsta este un împrumut cu anumite beneficii. Iar firmele care reușesc să primească acești bani sunt firme care, în principiu, nu prea au probleme mari, sunt bancabili. Pentru că ce a făcut IMM Invest? Guvernul a spus în felul următor, noi vă ajutăm cu bani. Cum? Nu vă dăm bani, ci vă trimitem la bancă să luați bani și noi garantăm pentru voi oarecum. Ei, chestia asta ce a făcut este că a aruncat mingea în terenul băncilor și băncile au putut să pună condiții cum au dorit ele. Da? Și asta a îngrenuat foarte mult accesul la acești bani. Tocmai din acest motiv vedem în România, eu presupun din calculele pe care le-am făcut până în acest moment, că sunt în jur de 120-130 de mii de firme în România care sunt destul de afectate de situația în care suntem în acest moment. Totuși au depus pentru IMM Invest 66 de mii de firme, au primit în jur de 12.600 ceva de genul acesta companii până în acest moment bani. Ce arată acest lucru? O parte, probabil că jumătate din firmele care trec prin dificultăți nici nu au avut curajul să ceară bani de la IMM Invest pentru că știau că nu o să primească. Și din 66.000 care au cerut, doar un procent de 20% a și primit. Întrebarea mea este ce rămâne cu ceilalți? Pentru că ia 20% care au primit sunt bancabili. Ei ar fi putut să ceară și în împrumut, puteau să treacă mai ușor peste această perioadă. Da? Deci trebuie să vedem acest lucru. Astăzi sau ieri, nu mai știu exact, citeam pe telefon un articol în care spunea în felul următor. Guvernul vrea să dea o ordonanță de urgență prin care să dea 100.000 de euro firmelor din Horeca pentru, fii atentă, panouri fotovoltaice și stații de încărcare. No, acum, pe bune, suntem în pandemie, hotelurile, restaurantele sunt la pământ,
și noi dăm ordonanță de urgență să dăm 100.000 de euro restaurantelor sau, mă rog, firmelor din Horeca să-și pună panouri fotovoltaice și să pună stația de încărcare. Atenție! Aceste lucruri sunt bune. Eu cred că ar trebui să existe o infrastructură foarte bună din punctul ăsta de vedere pentru mașinile electrice în România. Păi, dar oamenii sunt disperați să plătească salariile. Ce să facă ei cu panouri fotovoltaice? Deci, câteodată avem senzația, noi antreprenori, pentru că am făcut mai multe discuții cu clienții mei în acest sens, și câteodată noi antreprenori avem senzația că cei care sunt la guvernare sunt într-o lume paralelă. Ei nu înțeleg ce se întâmplă, de fapt, în piață sau nu vor să înțeleagă. Și atunci, întrebarea mea este, cum spuneai și tu foarte bine, nu numai că este greu să ajungă la banii aceștia, dar sunt niște bani uneori care pur și simplu n-au niciun sens. Adică ajutorul de fapt nu este ajutor. Este un praf aruncat în ochii IMM-urilor. Și ceea ce este grav și ceea ce este trist este că încă n-am văzut un politician care să vină și să spună, băi, oameni buni, IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei țării noastre. Dacă noi nu avem nevoie, nu avem grijă de IMM-uri, se duce toată țara asta pe apă sâmbetei. Unul n-am văzut care să vină și să susțină acest lucru și să facă niște măsuri și să aducă niște măsuri chiar palpabile care să ajute, să încurajeze. Antreprenorii nu vor pomană neapărat. Antreprenorii slabi vor pomană. Dar antreprenorii buni nu vor pomană neapărat. Vor doar să fie lăsați în pace să-și facă treaba, vor să nu fie încurcați, vor să nu li se schimbe legile în fiecare săptămână ca să poată să facă previziuni, vor să-și facă treaba, pentru că asta fac antreprenorii. Fac treabă. Ei, oameni buni de la guvernare, asta este ce trebuie să-i lăsați să-și facă treaba și să nu îi încurcați mai tare decât încurcați. Gândiți-vă inclusiv, și cu asta închei răspunsul meu, la controle. Am clienți în Horeca care mi-au spus, Loran, am deschis. Da? Aproape în fiecare săptămână avem 2-3 controle. Odată e Sanepidul, odată e ITM-ul, odată e cutare cu măștile, odată e DSP-ul. Și zice, băi, noi încercăm să ne facem treaba în condițiile astea. Și ăștia vin și ne bagă bețe în roate. Deci ăsta este partea cea mai tristă din punctul meu de vedere. Următoarea mea întrebare era dacă consideră că sunt suficiente măsurile luate de guvern pentru... Dar nu mai are sens să o adresez pentru că... Exact. Și acum mă întreb de ce oare doar 20% au primit acel ajutor din partea statului, cum au fost aleși, dar presupun că aceasta este o altă discuție pe care... Păi, Raluca, dacă guvernul a aruncat mingea în terenul băncilor, și băncile au putut să seteze anumite reguli prin care să evalueze potențialul unei firme ca să-i dea banii respectivi, este clar că aici este problema, da? Deci nu este ceva de genul guvernul și vedem alte. Asta este o altă chestie care oarecum e supărător din punctul de vedere a antreprenorilor. De ce România vrea să inventeze roata când ar putea să uite la țările dezvoltate și să vadă ce au făcut țările respective? Ce face Germania? Ce fac alte țări care reușesc să se redreseze mai repede? Păi, Dacă susținerea IMM-urilor, dacă tot avem bani, să ok, avem milioane, miliarde, să ajutăm IMM-urile, păi hai să-i ajutăm direct, nu prin scheme de analiză, să pasăm lucrurile la bănci și după aceea să vedem un număr foarte mic de firme care ajung să aibă ajutor. Din punctul meu de vedere, un criteriu de filtrare este important și nu putea guvernul și nu cred că era sănătos să vină guvernul și să spună ia să vedem câte firme avem în România, 720.000 de firme, câți bani avem, avem X miliarde, ia să împărțim X miliarde la 720.000 de firme și să le dăm la toți la fel. Pentru că nu e ok. În astfel de situații trebuie încurajate firmele care au potențial să creeze locuri de muncă în viitorul foarte apropiat, trebuie încurajate companiile care reușesc să ducă business-ul mai departe în așa fel încât să plătească impozite, pentru că asta înseamnă încasări la bugetul statului. Deci este clar că trebuie să se facă o anumită selecție, dar mi se pare că ajutorul oferit a fost praf în ochi, din păcate, pentru mulți antreprenori. Plus că au fost multe industrii care nici măcar nu au fost luate în considerare. Gândiți-vă, o industrie care ține de evenimente și toate firmele conexe evenimentelor, fotografi, machiaj, organizatori de evenimente, săli de evenimente, da? Deci au fost industrii întregi care au fost ignorate de către guvern în ajutoarele pe care le oferice. Atunci putem să spunem fără niciun dubiu că din punctul de vedere al antreprenorilor, și eu reprezint aici vocea antreprenorilor pentru că cu ei vorbesc cel mai mult, nu sunt suficiente măsurile și nu sunt adecvate. Asta este partea și mai gravă.
Apar tot felul de știri legate de șomaj, concedieri, deficit bugetar. Credeți că o să ne așteptăm la o criză economică mai mare decât criza sanitară prin care trecem? Cu siguranță că da, cu siguranță că o să avem, și vă rog să-mi permite să folosesc acest cuvânt care este un cuvânt dur, dar asta este realitatea în care trăim. O să avem mai mulți morți, economic vorbind, decât sanitar vorbind, și nu există dubii. Din nou, asta nu înseamnă că măsurile sanitare nu sunt importante și nu trebuie luate. Că trebuia mai mult sau mai puțin, asta este altă discuție și nu vreau să intru în această discuție, dar da, cu siguranță că o să avem urmări destul de grave. Deja nu mai există niciun... Hai să dau din nou câteva cifre, pentru că degeaba vorbim despre părerile noastre, ne uităm la cifre. În acest moment, unde am notat, asta uite aici, deja la nivel mondial au intrat 90 de țări în recesiune. 90 de țări. Gândiți-vă că în al doilea război mondial, da, au fost în jur de 80 de țări care au fost în recesiune. În acest moment deja sunt 90 de țări. Ce înseamnă recesiune? Înseamnă două trimestre consecutive de scădere economică. Da? Avem în acest moment, tot așa, câteva cifre, 59 de milioane de joburi susținute doar în Europa prin scheme de ajutor de stat. Întrebarea mea este ce se va întâmpla cu aceste joburi în momentul în care nu o să mai fie scheme de ajutor de stat, pentru că nu o să fie la nesfârșit. Concedieri, apropo, întrebai de concedieri. Airbus, compania Airbus, se pregătește să concedieze în jur de 15.000 de persoane. Mark & Spencer, 7.000 de persoane. Renault, 22.000 de persoane. British Airways, EasyJet, Virgin Atlantic, 22.000 de persoane. Booking.com a anunțat că o să concedieze în jur de 4.000 de persoane. Doar în Regatul Unit, în UK, există în acest moment 5 milioane de angajați care sunt susținuți prin schema de ajutor de stat. Și această schemă de ajutor de stat în cazul Regatului se termină în octombrie 2020. Da? În Europa, conform unui studiu făcut de către o bancă din Germania, sunt 9 milioane de locuri de muncă, au denumit ei zombie. Ce înseamnă zombie? Zombie din industriile cele mai grav afectate de pandemie, turism și Horeca. Da? 9 milioane de oameni care lucrează în acest domeniu. Vă mai dau niște cifre interesante care mie mi se par șocante. De când le-am auzit, credeam că e greșeal, după care am verificat și așa era. Uitați-vă un pic. Suedia, turismul în Suedia a scăzut cu 97%. 97%. Turismul în Londra, fiți atenți, turismul în Londra a scăzut cu 99,6%. Și după ce a trecut perioada de lockdown, a rămas la 95%. Deci, turismul față de anul trecut este la 5%. Gândiți-vă, Spania sunt cifre asemănătoare și 12% din PIB-ul Spaniei este din turism. PIB-urile, scăderile economice sunt astronomice. Germania, trimestrul 2, minus 11,9%, Italia, minus 12,4%, Franța, minus 13,8%, Ungaria, minus 14,5%, Portugalia, unde trăiesc în acest moment, minus 16,5%, Spania, minus 18,5%, România, cum spuneam, minus 10 față de 2019, minus 12 față de primul trimestru. Deci, e Daimler. Vă mai dau cifre, pentru că sunt importante, trebuie să înțelegem în ce trăim și ce urmează. Daimler a vândut cu 200.000 de mașini mai puține și se pregătește să concedeze în jur de 20.000 de persoane. Vânzările de mașini noi în Germania au scăzut cu 28%. Și haideți să mă leg doar de punctul acesta, pentru că nu vă arunc cifrele astea să-mi spuneți, vai, Loran, dar ce pesimist ești, vai, dar ce întunecat vezi viitorul. Gândiți-vă un pic ce se întâmplă în cazul în care scăderea aceasta de minus 28%, evident că nu se va menține la nivelul acesta, ci o să fie mai bine, dar se menține o scădere. Dacă firmele nu mai vând atât de multe mașini noi, ce trebuie să facă? Trebuie să reducă producția de mașini. Și când reduci producția de mașini, ce trebuie să faci? Trebuie să comanzi mai puține piese, mai puține și așa mai departe. Ei, ca să construiești o mașină în Germania, da, oricare dintre brandurile despre care vorbim, asta înseamnă că există un lanț întreg de furnizori care o să fie influențat, pentru că există zeci de firme din poate zeci de țări care produc diferite piese care sunt după aceea asamblate la fabrica respectivă. Ele sunt afectate în cascadă, da? Inclusiv multe dintre ele vedem automotive și în România,
care, neavând vânzări mai departe la rândul lor, trebuie să concedieze sau să reducă salariile. Acest lucru la ce duce? Păi dacă oamenii sunt concediați sau li se scade salariul, nu mai cheltuiesc atât de mult sau nu mai cheltuiesc deloc, scăzând cheltuielile, se reduce și consumul și prin acest lucru deja începe să fie afectate toate celelalte industrii, care în acest moment poate că nu sunt atât de afectate. Și cascada aceasta este inevitabilă, pentru că vorbim despre scăderi economice istorice. SUA, ultimele cifre pe care vi le dau, trimestrul 2 din 2020 în SUA a scăzut cu minus 33%. Scădere, n-a mai existat o scădere atât de mare de când se înregistrează aceste mișcări economice. Șomajul este la 10% în SUA, din nou, istoric, din acest punct de vedere. Sunt 16 milioane de șomeri. Da? Vorbim despre 30% dintre cetățenii din Statele Unite care au o rată pentru o locuință, da? Deci au un credit pentru o locuință, n-au reușit deja să plătească 2 luni la rând creditul. Și 36% din chiriași n-au reușit să plătească chiria deja a doua lună consecutivă. Da? Asta vorbim despre luna iulie 2020. Șomajul în Regatul Unit, 730.000 de șomeri. Da? Scăderea economică, spuneam, 19 și ceva la sută și acolo. Deci, vorbim despre scăderi istorice. Evident că putem să vedem aici o posibilă revenire mai rapidă decât într-o altă situație, pentru că sunt și măsuri fără precedent. Adică guvernele pompează foarte mulți bani în economie, care, paranteză să fie făcută, s-ar putea să ducă la o altă problemă foarte mare, mai exact inflație sau chiar hiperinflație. Pentru că, la un moment dat, banii ăștia care îi pompăm în economie se termină și atunci singura metodă prin care mai putem pompa bani în economie este să mai printăm niște bani. Și prin aceasta, evident că o să creăm inflație sau poate să ajungem, putem să ajungem și la hiperinflație, ceea ce o să facă în așa fel încât banii pe care avem și câștigăm în acest moment să nu mai valoreze atât cât valorează în acest moment. Și atunci, uitându-ne la aceste cifre, eu nu sunt pesimist de felul meu, chiar sunt chiar optimist, sunt o persoană optimistă, dar asta este realitatea, astea sunt cifrele. Și trebuie să fim pregătiți pentru ce urmează. Așa este, sunt niște cifre îngrijorătoare și cred că acum întrebarea care este în mintea tuturor este dacă economia va mai reveni la puterea pe care o avea, nu știu, la anumite țări, dacă vor mai fi la fel de puternice financiar cum erau înainte de această situație. Economia își va reveni cu siguranță, pentru că așa se întâmplă. Practic, noi trebuie să ne uităm la economie ca și la anotimp. Da? Deci, după fiecare vară vine o iarnă. Da? Vara fiind creștere economică, iarna fiind criză, da? Este absolut normal să vină o iarnă. O iarnă e mai grea, alta e mai ușoară, dar după fiecare iarnă vine iar vara. Deci, inevitabil, economia o să crească, pentru că asta este ciclicitatea economică. Economia crește, scade, crește, scade și, de obicei, scăderile economice nu sunt mai mari decât cele anterioare, excepție făcând această scădere, care, cum spuneam, sunt istorice. Dar, de obicei, economia își revine. Asta, așa, cel puțin așa s-a întâmplat. Dacă ne bazăm pe istoric, putem să spunem fără dubii că economia o să-și revină. Pentru că oamenii se reinventează, oamenii se adaptează și lucrurile o să meargă. Deci, economiile o să revină. Legat de întrebarea ta, și foarte bună întrebare, dacă țările vor fi la fel de puternice, eu cred că o să vedem o schimbare în puterile la nivel mondial. Adică țări care au fost super puteri sau puteri până în acest moment s-ar putea să piardă această poziție și o să vedem alte țări care o să iasă și o să fie mai puternice. Din acest punct de vedere, și aici o mică observație, e important de făcut, cred că România are această șansă să câștige un avantaj competitiv extraordinar de mare față de alte țări din Europa, pentru că fiind o țară mai puțin dezvoltată decât economiile occidentale, o să-și revină mai repede decât economiile occidentale. Dacă nu facem prostii foarte mari. Eu aștept să se termine alegerile, pentru că alegerile acestea cam dau peste cap ce se face, pentru că înainte de alegeri cam facem ce dă bine. Nu facem neapărat ceea ce trebuie. Și sunt foarte curios ce se va întâmpla după alegeri, să vedem ce fel de măsuri se vor lua la nivel central, în așa fel încât să ieșim cât mai repede în această criză, pentru că asta ne-ar ajuta foarte mult să câștigăm teren față de alte țări care au fost mai afectate. Și este suficient să ne uităm la Polonia, care face acest lucru absolut fenomenal,
Da? Vedem o țară care nu a fost foarte diferită de România în momentul în care a ieșit din da, stilul vechi de a face lucrurile și care în acest moment este o putere economică mult mai mare decât este România. Și am putea să învățăm din aceste lucruri și să fim și noi o putere mai semnificativă în Europa și chiar și în lume. Așadar, să înțeleg că această criză poate aduce și oportunități pentru țări, pentru antreprenori. Cum am putea profita de această criză? Raluca, nu poate aduce. Fiecare criză vine în egală măsură cu același nivel de oportunități ca și pericole. Asta este o lege a dualității care există în orice. Da? Există în orice criză pericol și oportunitate în exactă egală măsură. Și atunci, întrebarea ta, cum putem să profităm de aceste oportunități? Păi, trebuie să le vedem. Asta este primul lucru, că dacă nu vezi oportunitățile, n-ai cum să profiți de ele. Și aici îmi place să folosesc definiția care s-a dat pentru noroc. Cea mai bună definiție pe care am găsit-o pentru noroc până în acest moment este norocul este acolo unde se întâlnește pregătirea cu oportunitatea. Da? Oportunități vin în această perioadă. Întrebarea este dacă noi ca țară sau noi ca antreprenori sau noi ca angajați sau noi ca jurnaliști sau nici nu contează despre ce vorbim, suntem pregătiți să profităm de oportunitățile care apar în piață sau nu. Și cu siguranță sunt persoane care sunt pregătite și vor profita și o să vedem în următorii 10-20 de ani milionari și miliardari care încep acum business-urile lor în această perioadă, profitând de oportunitățile care apar în acest moment și o să vedem foarte multe persoane care o să sărăcească și mai mult din cauza acestei crize. Deci, diferența între cele două categorii o să fie doar de cât de pregătit ești să prinzi oportunitățile care există în acest moment. De asta, de exemplu, în ultima perioadă, în ultimele 5-6 luni de zile, eu cu clienții mei nu am făcut nimic altceva decât să mă asigur că ei sunt pregătiți, că sunt formați, că reușesc să diferențieze. De exemplu, am lucrat foarte mult pe zona asta de răspundem într-o propoziție de ce să cumpăr de la tine și nu de la concurenții tăi. Asta este un lucru care un antreprenor trebuie să fie pregătit să prindă de oportunități, să prindă oportunitățile. De ce? Păi dacă este o criză și oamenii nu mai vor să cumpere atât de mult, înseamnă că sunt mai puțin bani în piață, sunt mai puțin clienți în piață. Ei, ăia puțin care mai sunt, o să aleagă pe cineva din piață, de la cine să cumpere. De ce să te aleagă pe tine și nu pe concurentul tău? Și trebuie să fii pregătit să știi să răspund la această întrebare, să ai puncte de diferențiere, să ai niște garanții pe care le oferi clienților tăi pe baza fricilor și frustrărilor pe care le au. Practic, antreprenorii care o să știe să profite de aceste oportunități care apar în acest moment și au apărut deja și o să apară în continuare, uitați-vă inclusiv la bursă. Bursa este într-un zigzag extraordinar în acest moment și o să vedem oportunități interesante și acolo. Sunt persoane care au investit, inclusiv și eu, care am investit în pandemie, în bursă, am vândut ulterior după câteva luni de zile și am câștigat de 3-4 ori suma respectivă în câteva luni de zile. Deci e extraordinar ce oportunități sunt. Dar oportunitățile astea trebuie să fie văzute, trebuie să ai bani să poți să profiți, de exemplu, de oportunitate cum ar fi bursa și trebuie să practic asta este, să fii pregătit să poți să prinzi oportunitatea. Așadar, este un moment potrivit de a investi, de a deschide un business, dar antreprenorii care deja au un business, sunt deja pe piață. Ce pot face pentru a trece mai ușor peste această perioadă? Cum spuneam mai devreme, readaptare, reinventare. Unii dintre ei trebuie să schimbe domeniul de activitate în care sunt, pentru că pur și simplu în următoarea perioadă nu o să mai fie activitate în acel domeniu. Eu mă uit, de exemplu, la agenții de turism și vă dau un exemplu concret. Săptămâna viitoare, peste două săptămâni, trebuie să merg în România pentru o întâlnire cu echipa mea. Până săptămâna trecută n-am vrut să cumpăr biletul pentru că nu știam ce se va întâmpla. Se va închide granița, nu se va închide granița. Și mă bucur că am așteptat pentru că urma să zbor din port în Budapesta și din Budapesta în Cluj. Ei, granița Ungaria s-a închis. Da? Deci oamenii și dacă au apetitul să călătorească, nu prea pot. Îmi trimisese un hotel mesaj, un hotel din Maldive la care am fost cazat cu 2 ani de zile, mi-a trimis mesaj săptămâna aceasta să mă întrebe ce mai facem. Eu am făcut o campanie de promovare pentru ei atunci când am fost acolo și m-a întrebat ce mai facem, dacă plănuim să mergem acolo și zic, eu aș vrea să vin, dar îmi găsești un zbor din Porto în Maldive pentru că nu sunt. Deci
trebuie să analizezi un pic situația în care ești și trebuie să spui întrebarea cum se va schimba comportamentul clienților care călătoresc. Da? O să călătorească la fel cum au făcut până acest moment? O să se schimbe comportamentul de călătorie? Cu ce se va întâmpla? Și atunci trebuie să-mi pun întrebarea în mod serios. Business-ul meu, agenție de turism, mai are sens în contextul acesta? Sau cum pivotez business-ul meu în așa fel încât să aibă sens? De exemplu, agenție de turism din Germania, care a înțeles foarte repede impactul care îl are această pandemie și felul în care o să impacteze călătorile la nivel mondial și internațional, și s-a reorientat foarte, foarte repede să creeze pachete de concedii în Germania pentru germani. Da? Și a început să promoveze masiv, masiv aceste concedii, weekend-uri, 3 zile, 5 zile, în locuri foarte retrase, la țară, în munți, în diferite zone mai retrase, pentru nemți. Și ce s-a întâmplat este că a crescut cererea pentru astfel de concedii semnificativ, pentru că oamenii nu mai pot să meargă în străinătate, în continuare ar vrea să călătorească și să facă concedii, nu vor să se ducă în locurile aglomerate, hotelurile super luxa sunt de foarte multe persoane, ci vor mai retras. Și această companie câștigă teren în fața altor agenții de turism. Deci asta înseamnă, din punctul meu de vedere, reinventarea despre care vorbesc și care este necesară pentru antreprenori. Dacă firma ta este în continuare în creștere pentru că ești într-un domeniu care e în creștere, apasă pe accelerație. Dacă firma ta este într-un domeniu care are nevoie de o schimbare de perspectivă și o schimbare chiar de produse și servicii, în așa fel încât în continuare să aibă sens pe piață, du-te în direcția respectivă. Dacă firma ta are nevoie să schimbe de tot domeniul de activitate, fă asta, că până la urmă ești antreprenor, ai o echipă și cu oamenii și cu mintea te-a putut să faci și altceva și să vindeți și altceva, nu doar ce ați vândut până în acest moment. Deci trebuie să ne adaptăm la noua realitate care există în acest moment. Cum vezi antreprenorii din România? Riscă și asumă acele riscuri pe care și le asumă orice antreprenor la început de drum sau atunci când sunt foarte apreciați pe piață? Crezi că văd exact ce greșesc sau ce ar putea greși? Sau acum, după această criză, de exemplu, când ne vom reveni, crezi că vor fi mai precauți în afacerile pe care le au? Raluca, psihologia umană spune că da. Adică exact ca la copii, știi, dacă pune mâna pe aragaz și se arde, presupunem că data viitoare să fie mai atent sau mai atentă când pune mâna pe aragaz. Din păcate, ăsta este un lucru care se întâmplă de multe ori în viața noastră, este că nu învățăm din greșelile noastre. Și cei care sunt antreprenori sunt conștienți de acest lucru. Greșelile sunt normale, ele fac parte dintr-un proces normal de antreprenoriat, de creștere în antreprenoriat. Ceea ce este grav este să greșești de două ori în același loc. Fostul meu șef, un milionar australian, o spunea foarte fain. Zice, Loran, dacă greșești odată, e ok. Dacă greșești de două ori în același loc, ești prost. Adică înseamnă că n-ai învățat din prima greșeală. Și o să vedem în perioada următoare, poate chiar în următoarea creștere economică și următoarea criză, dacă am învățat ceva din această criză. Că, practic, ce putem să învățăm din această criză? Păi putem să învățăm mai multe lucruri, cum ar fi, de exemplu, firmele ar trebui să aibă un backup, niște rezerve puse deoparte pentru zile negre, adică o parte din profitul companiei se pune într-un cont de economie și ținem acolo pentru câteva luni de cheltuieli, în așa fel încât dacă vine o cădere economică foarte bruscă, să putem să ne permitem să trăim din rezerve respective o perioadă de timp până reușim să ajustăm. Din păcate, majoritatea firmelor n-au astfel de rezerve. În al doilea lucru este că companiile trebuie să fie sistematizate foarte bine, așa fel încât să funcționeze în absența patronului. De ce e important acest lucru? Păi dacă vine pandemia și te obligă să lucrezi de acasă și nu mai poți să sufli în ceafă la angajații tăi, dar singura metodă prin care asta funcționa în firma ta era să sufli în ceafă angajaților, pentru că așa e obișnuit, control maxim, și firma ta nu funcționează dacă tu nu ești acolo suflet și trup în business, ai probleme în această perioadă. Putem să învățăm din asta, să creăm sisteme, proceduri, să externalizăm, să automatizăm procese, proceduri din firma noastră în așa fel încât să funcționeze chiar și în absența noastră. Uitați-vă, de exemplu, și eu în acest moment sunt în Portugalia, echipa mea este în România, eu nu știu la ce oră au ajuns angajați, nu știu la ce oră au plecat, nu mă interesează dacă au venit sau au plecat. De ce? Pentru că avem niște indicatori de performanță pe care îi măsurăm și nu mă interesează cât lucrează, mă interesează rezultatele pe care le aduc. Și dacă nu aduc rezultate, atunci am o problemă și atunci discut cu ei. Dar altfel nu mă interesează, nu trebuie să le suflu în ceapă ca să meargă lucrurile. Trebuie să știm să construim o astfel de afacere.
trebuie să știm să ne diferențiem de concurență în așa fel încât dacă este o scădere economică, cum a fost și în acest moment, și sunt mai puțini clienți pe piață care au posibilitatea să cumpere, să ne aleagă pe noi, să fim prima alegere în așa fel încât noi să supraviețuim în timp ce alții falimentează. Deci toate aceste lucruri sunt lecții pe care le putem lua. Putem să luăm lecția digitalizării, lecția online-ului. Da? Câte companii în perioada pandemiei, carantinei, n-au putut să vândă pentru că pur și simplu au fost închiși și disperați în momentele respective, întrebau, cum pot să vând, hai să fac repede și un site. Păi, dragul meu, draga mea, nu faci un site în două zile și a treia zi deja vinzi milioane de euro. Deci toate aceste lucruri sunt lecții pe care dacă nu le luăm, ce se va întâmpla? De fapt, asta este regula, Raluca, și cu asta închei. Dacă nu înveți lecția, viața îți va repeta lecția până o înveți. Așa este, aș dori să îți mulțumesc pentru sfaturile pe care ni le-ai dat. Sunt sigură că telespectatorii noștri au avut ce învăța și să-ți propun să mai continuăm această discuție și într-o altă ediție. Mulțumesc încă o dată și dumneavoastră vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Ne revedem vinerea viitoare. Sunt Raluca Găină. La revedere!